Decizia CSE din 26 decembrie 2022 privind suspendarea licențelor de emisie a celor 6 posturi TV este periculoasă. Declarația aparține avocatului poporului Ceslav Panco și a fost făcută în cadrul prezentării raportului anual privind respectarea drepturilor omului în 2022 în Republica Moldova la Comisia Parlamentară de Profil. În afară de un deputat socialist, alți membri ai comisiei nu s-au expus asupra acestui subiect și nu au comentat declarații la apărătorului. Potrivit raportului prezentat de ombudsman, acțiunile de suspendare a licențelor de emisie pentru unele posturi de televiziune sunt excesive. Dispoziția CSE-ului din 16 decembrie 2022 privind suspendarea licențelor celor 6 posturi TV, eu m-am expus și în public, cred că aceasta este o decizie periculoasă, care instituie niște precedente iarăși periculoase, dar să vedem ce va spune sistemul judecătoresc, pentru că, decât înțeleg, că cauza este în instanță. Poziția avocatului poporului a fost susținută de Grigore Novac, deputat socialist și președinte al Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice. A fost o decizie pur politică care a executat public mass media din Republica Moldova, mass media care gândește probabil altfel, reflectă altfel, dar asta este și principiul democrației, ca să avem un pluralism de opinie. Reprezentanții puterii care fac parte din Comisia Parlamentară pentru Drepturile Omului și Relații Interietnice nu s-au expus la acest subiect. Prim-ministrul Natalia Gavrilița, președinta Comisiei Situații Excepționale, a justificat atunci decizia privind suspendarea licenței celor 6 posturi TV prin necesitatea păstrării păcii și a coeziunii sociale. Declarația a fost făcută pe 21 decembrie după ședința Cabinetului de Miniștri. Sunt mai multe elemente și criterii care au fost luate în considerație la luarea deciziei CSE. Este vorba despre dezinformare. Este periculos pentru cetățenii noștri în condițiile în care ne aflăm. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii noștri primesc informația corectă și pot avea încredere în mediul informațional în care trăiesc și activează. Dacă vrem să avem pace și coeziune socială bazate pe fapte reale, nu pe invențiile, semi-adevărurile, manipulările unor anumite grupuri, atunci noi trebuie să fim hotărâți, a argumentat Natalia Gavrilița. Iar deputatul PAS, Marcel Adam, a declarat că decizia CSE vine după o perioadă de monitorizare care a demonstrat grave abateri de la codul serviciului media audiovizuale, cât și un interes aparte pentru promovarea unei agende politice a unui alt stat. Șeful Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, a declarat că motivele care au stat la baza deciziei CSE au fost încălcarea codului serviciilor media audiovizuale și modul în care războiul din Ucraina a fost reflectat sau ignorat. Decizia CSE a fost atacată în judecată de posturile TV vizate, dar în toate aceste luni nu a avut loc nicio ședință de judecată pe fondul cauzei. Comisia pentru Situații Excepționale a dispus suspendarea licenței de emisie a 6 posturi de televiziune, primul în Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 și Orhei TV, pe 16 decembrie 2022.